Vă salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit la un nou videoclip. Suntem în luna decembrie. După cum bine știți, pomii fructiferi au intrat în perioada de repaus vegetativ. Astăzi o să le aplic o primă stropire. Stropire o fac atunci când temperaturile sunt favorabile, adică o temperatură în jur de 4-5 grade, să nu se anunțe precipitații. Aici la mine în Arad, momentan, astăzi nu se va anunța precipitații, temperaturile sunt favorabile, sunt pe plus. Stropirea o fac atunci când cel puțin 80% din frunze au căzut. Într-adevăr, sunt, așa zici, experți, sunt o grămadă de experți care au, fiecare dacă îi întrebi, au părerile lor. Eu, de când mă ocup de pomii mei fructiferi, sunt destul de mulțumit. Nu sunt un mare expert, dar cei care mă urmăriți postările ați văzut că pomii mei fructiferi sunt, au rod, sunt sănătoși. Nu i-am stropit cu produse chimice, decât în perioada de repaus vegetativ le aplic un tratament. Pe urmă, înainte de ieșirea din perioada de repaus vegetativ, un alt tratament. Iar după ce majoritatea florilor au căzut, 78% din flori s-au scuturat, atunci o să le mai aplic un tratament chimic. Pe urmă, doar produse pe bază bio. La fel și tăierile le fac singur. Nu sunt așa mare expert cum am văzut o grămadă de experți bagă de vină, dar să-mi arate rezultate, nu doar vorbe. Așa era și pe timpul. Nu toți bunicii noștri, părinții noștri sunt mari experți și au rezultat. Ce tratament voi aplica astăzi pomilor fructiferi? De regulă foloseam binecunoscuta piatră vânătă, 300 de grame în 10 litri de apă, doar că astăzi voi aplica un alt tratament, voi folosi cupridin, voi pune 20 de grame în 10 litri de apă, se poate folosi chiar 30 de grame în 10 litri de apă, bineînțeles stropirea se va face, cum am spus, într-o zi în care temperaturile sunt favorabile și cel mai important să nu se anunțe precipitații. Eu tăierile la pomii fructiferi vreau să menționez că nu le fac în această perioadă, le voi face în luna februarie, sfârșitul lunii februarie, când o să mai aplic încă o dată un tratament. După ce am curățat pomii de tot ce înseamnă uscat, după ce am curățat pomii de acele fructe mumificate, urmează să îi stropesc cu produsul cupridin. Între timp mi-am pregătit găleata, apa a fost pusă de aseară în găleată, a stat la temperatura camerei și acum vreau să vă arăt cum prepar eu această soluție. Într-un borcanel am pus 20 de grame de soluție de fungicid pe bază de cupru, mai exact cupridin, cum am spus. O să pun apă în borcanel și o să dizolv foarte bine în acest borcanel. Așa fac eu compoziția. Iar acest borcanel, această soluție pe bază de cupru, o să o pun în găleata în care am cele 10 litri de apă. Pun deoparte. Și o să mai amestec încă o dată în găleată.
pe urmă această compoziție, această soluție o să o pun în pompă. Și o să merg să topesc pomii, să-i îmbăiesc. Iar acum o să punem în pompă. Soluția am pus-o în pompă, iar acum o să stropesc pomii din curte cu acest produs pe bază de cupru. Se poate folosi piatră vânătă, cum am spus, 300 de grame în 10 litri de apă. Se poate folosi cupridin, 20-30 de grame în 10 litri de apă. Se poate folosi ca și locuitor funguran, la fel 20-30 de grame în 10 litri de apă. Inclusiv zeamă bordeleză se poate folosi, doar că aici se folosește 100 de grame în 10 litri de apă. Sper că aceste informații să vă fie de folos. Dacă sunteți nou pe acest canal, nu uitați să vă abonați. Mă ajută un like, un coment. Cum am spus, sunt o grămadă de așa ziși mari experți. Dacă îi întrebi, îi pui toți unul lângă altul, cu siguranță fiecare are o altă părere. Cel mai bine e să lucrați dumneavoastră și să vă faceți dumneavoastră propriile metode de lucru. Și vedeți atunci ce rezultat dă mai bun. Până data viitoare vă doresc o zi cât mai plăcută. La revedere!